Maria, alături de Angis, de două jucătoare care au dus greu, care au contribuit din plin la această performanță, e timpul să culegeți roadele, ne putem califica în grupele acestea. Da, sunt de părere că orice este posibil, noi ne antrenăm din greu. Într-adevăr, este o săptămână încărcată de emoții, pentru că, la fel cum spunea și domnul profesor, pentru unele din colegele mele este prima dată, prima prezență în Europa. Însă ne antrenăm din greu și sper să reușim să transformăm emoțiile într-un lucru constructiv, într-un lucru bun, să dăm tot ce avem mai bun, sâmbătă și duminică. Te-am considerat că suntem favorite datorită faptului că jucăm două partide pe trei grupe? Nu aș vrea să mă pronunț, dar este una tu, că jucăm acasă, bineînțeles cu timp și oboseala pe care am fi avut-o dacă ne-am fi deplasat până în Suedia. Este bine. Sperăm să facem o figură bună. Cum le sunt pe fete înainte de acest lucru? Pregătite. Din punctul tău de vedere, de ce are nevoie CSMT Cluj acolo în teren pentru a se califica? De inspirație și de a gândi la rece finalul de joc, cum de altfel încercăm să o facem la fiecare meci și să încercăm să fim 100% 60 de minute, pentru că totuși sunt doar 60 de minute, sâmbătă și 60 de minute duminică, adică nu murim două ore dacă dăm tot cel mai bun. Din punctul tău de vedere, echipa este în trend ascendent? Da. Cred că ne pregătim bine. Meciul de la Baia Mare, din punctul meu de vedere, a fost un meci bun, mai bun decât începutul de campionat. Sperăm ca în acest weekend să fie și mai bun.